3-3, un meci încins cu Old New Stars. Cum a fost partida? O partidă grea. Eu am condus 2-0, ne-au egalat ei pe, nu știu, pe niște greșeli copilărești. Am condus 3-2 și aproape de ultima fază ne-au egalat cu un șut. Se vede calitatea. Na, mai mult ce să zic. A fost, oricum e un meci frumos. La Victory Cup chiar e un meci de echipe fruntașe, nu de retrogradare. Da, asta vreau să zic. Două echipe cu tradiție la Victory Cup, două echipe... ei au fost și campioni. Voi sunteți la Victory Cup de când... nu știm. Da. Și totuși vă bateți acolo la evitarea retrogradării. Cum s-a ajuns aici? O echipă foarte bună, calitate foarte bună din partea lor. Se vede și la ei că au trecut ani peste unii jucători și au rămas aceiași și aceiași, dar una peste alta încă sunt o echipă bună. Și noi, care ne băteam an de an, acum ușor, ușor am început să nu ne mai strângem, să venim mai puțin, nepregătiți. Tu ai și aici unul de gol, ești pe locul 3 în topul golgheterilor întregii competiții. Astăzi n-ai marcat, ce s-a întâmplat? Astăzi, da, nu pot să marchez la fiecare meci și una e să joci la Liga 1, una e să joci la Liga 4, că majoritatea golurilor le-am dat la Liga 4, să recunosc. Nu că ar fi echipe slabe acolo, dar e o competiție sub Liga 1, să zic. Și atunci mi-a fost mai ușor să dau mai multe goluri acolo. Am și aici câteva goluri, nu știu, 10, 12, 13, nu știu, dar acolo le-am dat majoritatea, știi. În noua ediție sunteți înscriși, nu? Noua ediție încă suntem sub semnul întrebării dacă... Ne-am înscris, dar încă suntem sub semnul întrebării dacă să ne mai prezentăm sau nu, pentru că au fost unele... că mi-a venit și roz în spune fața ochilor. Da, da, mi-a venit și roz în fața ochilor și... unele animozități și unele chestii care nu mi-au plăcut și din cauza asta am hotărât să mă retrag. Deocamdată, da, vedem ce o să mai fie pe viitor, nu se știe niciodată. Noi sperăm să te răzgândești, mersi mult!